Cei doi grifoni, lira și soclurile aferente, amplasate pe clădirea Palatului Culturii din Drobeta, Turnu Severin, intră într-un amplu proces de restaurare-conservare. Lucrarea este una complexă și va fi realizată de o echipă de sculptori condusă de Emilian Popescu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova, și doctor în arte vizuale la Facultatea de Arte Plastice a Universității de Vest din Timișoara. În urmă cu 2 ani, unul dintre grifoni a fost distrus din cauza vechimii, iar anul viitor, cele două statui împlinesc 100 de ani. În urmă cu 2 ani de zile, o bucată dintr-un grifon amplasat pe clădirea Palatului Culturii din Drobeta, Turnu Severin s-a prăbușit în gol. Din cauza vechimii și a intemperiilor, materialul din care sunt construite statuile a cedat. Ceea ce urmează să realizeze echipa de sculptori sosiți la Drobeta, Turnu Severin este o lucrare complexă și dificilă totodată. Emilian Popescu, sculptorul care va conduce seria lucrărilor de restaurare-conservare, spune că acestea vor începe cu o inspecție pentru verificarea amănunțită a suprafețelor și a volumelor degradate, urmând ca după aceea să se realizeze un punct de lucru pentru a evita poluarea dată de intervențiile de restaurare. Planul este de restaurarea acestor lucrări de sculptură monumentală și decorativă, care în timp a suferit degradări majore, atât de majore încât unui grifon, e vorba de un grifon lup, i-a picat chiar capul, s-a spart, s-a distrus, aproape este imposibil de restaurat acel, de care ne descurcăm noi ca și restaurator să-l facem după celălalt. De asta trebuie să fii și sculptor și restaurator, ca să pot să realizez. Să realiza un mulaj? Da, de pe unul din capetele grifonilor, un cap, da, de pe un grifon se va lua, dar asta este o muncă extraordinar de și de periculoasă și de dificilă și de migăloasă, fiindcă este foarte greu să lucrezi la înălțimea aia și totul are o greutate și mai greu va fi după aceea demontat. Vă dați seama, lucrarea asta va avea capul acela, va avea cel puțin 200 de kilograme. Pentru ca cele două statui, lira și soclurile aferente, să poată fi restaurate, au fost parcurse toate demersurile cerute de lege pentru astfel de obiective de patrimoniu. După 2 ani, primăriei Severinului au fost acordate toate avizele de la Ministerul Culturii pentru a începe lucrările. La o lucrare de patrimoniu, clădirea este de patrimoniu, dar avem avantajul că lucrăm cu oameni profesioniști, cu oameni specializați. Domnul Emilian Popescu știe ce are de făcut, dumnealui, echipa dumnealui, și așteptăm cu nerăbdare să repunem în valoare o parte din clădirea teatrului, cei doi grifoni, lira, și să vedem dacă mai sunt și alte lucruri găsite în momentul în care se vor începe lucrările. Avem obligația să păstrăm moștenirea trecutului. Au muncit foarte mulți oameni, au fost foarte mulți bani care s-au cheltuit pentru clădirea teatrului și la construirea ei, dar și reabilitarea pe fonduri europene la anii 2012-2016, și eu continui să am grijă de această clădire, o clădire simbol pentru cultura mehedințeană, pentru Drobeta, Turnu Severin. Costul lucrărilor se ridică la aproximativ 428.000 de lei. Ele vor începe în această lună și se vor încheia în cel mult 5 luni. Emilian Popescu, cel care se va ocupa de procesul de restaurare-conservare la Palatul Culturii, este sculptor și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova. De-a lungul anilor a obținut premii internaționale și a participat la simpozioane în țări precum Japonia, Grecia, Serbia, Bulgaria sau Franța. O parte din lucrările sale au fost prezentate astăzi la Palatul Culturii din Drobeta, Turnu Severin.